vorba. Hai, Cătălin. Băiatul cu degetul. Aoleu, s-a dus. Îți prezint cabinetul meu. Jessica este asistenta mea. Te rog să iei un loc întins pe spate și începem pregătirea. Este un fel de pat de naștere. Jessica este fizioterapeut la bază. Ea a mai lucrat cu device-ul ăsta de foarte multe ori. Ea îl va opera, de fapt, la indicațiile mele. Poți să-mi spui domn doctor dacă vrei. Electrozii ăștia se folosesc în scopuri medicale, dar și sportive, de recuperare. Aoleu, și acolo așa de jos, unde nu știu dacă am mușchi. Nu știu dacă am mai avut vreodată contracții. Nici nu înțeleg la ce se referă aceste contracții, sincer spun. Nu știu, abar n-am. Stai liniștit, în 12 minute de acum vei fi lăuză. Cât? Da, să vină și Roxana aici să vadă. Deci ai vrea să vină... se întâmplă ceva, să vină și tata. Este aici. Aparținătorul! Ce faci, tata? Ce faci? Cum te simți? E prea tare proba. Deci mi se pare genială. Jur că n-am cuvinte. E prea tare. Băi, Dani, cine ar fi crezut că în interval de 6 luni poți să ai 2 copii? Sincer. Chiar? Păi cine ar fi crezut? O minune. Ți-a zis că îl duce la durere. Deci dacă ăsta țipă, e o mică domnișoară în mine, că la o ciupitură. Au, nu, ia, uite. Am avut norocul să nasc prin cezariană. Da. Dacă se poate. Deci programat. Asta. Programat, da? Bun. Atât timp cât e programat, nu ajungi în zona de travaliu. Lasă, Bere, că-ți spun eu după experiența asta. Da. Roxana, vom afla răspunsul. Dar chiar ca o naștere, o să se simte așa? Așa? Și inima ta. Unde am venit aici? Timp de câte 1 minut vom avea câte un nivel al contracțiilor. Evident, ca în cazul contracțiilor, avem și pauze. Pe fiecare minut trecem la nivelul următor. Trebuie să ajungem la nivelul 9 și să reziști la 9 timp de 1 minut. Dacă spui, au mami, oprim totul, dar asta înseamnă că pierdeți jocul. Ok. Cu el acolo. O să încerc să iau toată durerea. Eu, în raport cu durerea, aș putea să zic că stau destul de bine. Cred că dacă aș fi investit eu în mine, în proba asta, cred că 1000 aș fi pus. Începem în 5, 4, 3, 2, 1. Start, Jessica, nivelul 1. Să aveți o naștere ușoară. Ce? Nu zice U la nivelul... Nu zice asta... Mamă, deja mâine... Dacă a zis U la prima... Te concentrezi. Respiri... Inspir pe nas, respir pe gură. Serios, nu ține, că o să leșini aici. Face... Ai 30 de secunde. Mamă, grav. Nu pot să cred că e atât de rău, serios. Nivelul 1. Auzi. Mamă, mâncați așa. Râde că nu știu dacă știu. Ce vrei să faci? Să plâng? Nu pot să plâng. Îl taie direct, fără anestezie. Ce-i face, mă? Roxana era... Și uite mă asta ce se distrează. Stai liniștit, vom avea și momente... Vom avea și momente mai lente. Mie să fi râs Lizzy cum sunt eu acolo în Chimica să râdă cum râdea Roxana. O vedeam afară din Malta. Roxana râde, să știți. Dar Cătă nu prea. Jessica, whenever you're ready, când ești... Am trecut primul minut, trecem la nivelul 2. O să fie mai bine. Crede-mă, va fi tot mai bine. Roxana! Nu pot să... Nu știu dacă e neapărat un vis al tuturor femeilor să ne vedem partenerul la naștere. Da, dacă s-a evit oportunitatea, de ce nu? Știi, pe principiul ăla. Ascultă-mă. Cătălin, ești la nivelul 3. Bine, îmi cer scuze, în avans că am râs. M-am spart de râs, n-am putut. Nu m-am putut concentra. Ce că am râs, mă ziam de burtă, era să leșim pe acolo. Nu mai puteam, curgeau lacrimile de râs. Stai jos, stai. Ce mi-a fost dat să aud. efectiv o femeie în chinurile facerii cu voce de bărbat. Bă, frate, deci nu... Am numai vocea lui în minte. Mă ascundeam, mă băga în cap, în palme, mă voiam să plec, nu... Oh, bă, infiltrat, mă! Ceva rău. Mă, poate nu așa de rău. Nu cred. Eu cred că câteodată e mai rău să stai să asculti ce se întâmplă pe margine decât să fii acolo, în foc. Mai era și ăsta mic, se pusese, s-a ascuns, s-a băgat sub masă, Emi. Doamne, Doamne, nu-ți pot imagina. Deci din momentul ăla am stat în șoc. Dacă omul ăla care a spus că el rezistă la durere și noi care suntem niște plângăcioși auzim așa ceva la el... Pe de altă parte mă gândeam, bă, măcar acum știu la ce să mă aștept, că dacă intram primul, cred că eu nu treceam de nivelul 1. Nivelul 4. Iată, e ca la meditație. Puneți în gând, nu mă doare, nu mă doare. La nivelul 9 mori. Aoleu, mamă, te strânge? Îți trecea câte un fulger de ăsta, așa, prin abdomen. Efectiv, te încorda odată tare, te lăsa. Stai liniștit, nu trebuie să ții picioarele acolo, fă ce vrei. Mă, uite-i capul. Și știu că poate să duc asta la capăt, sincer, chiar știu că o va duce. Exact, Level 5, Jessica. Exact cum ai văzut în filmele americane, da? Level 5. Expiri pe nas, expiri pe gură. Știu, dar nu... Mă p***i de bani. Eu pe tine vezi cum mă mișc. Da, taticule, ai pus-o în casa sufletul tău. Emi, du-te acasă. Dacă a zis căta asta, dacă a zis du-te acasă, Emi, e clar. Orice durere în capul nostru. Orice durere în capul nostru depășește limita. Uite-te în ochii mei. Auză-i doar în capul tău, mă p***i de bani, eu. Dacă e așa rău cum face ăsta și ăsta e bărbat. Uite-te în ochii mei, ok, gândește și la Olivia. A fost punctul ăla culminat, nu știu, cred că am și mi-au și dat lacrimile, habar n-am, nu mai știu, a fost ceva rău. Totul în capul nostru, orice limită. Corpul nostru nu are limite. Nu are limite. Te obișnuiești cu durerea și cu absolut tot și duci proba până la final, iubire. Ascultați-mă, îmi dați și o sticlă de apă Bucovina și dacă vrea să zică ceva direct, am făcut blocaj la gură să nu zică nimic și să îndure acolo să câștigăm proba. Am mai beretură zi și la durere, nu faci asta. Aveți că deja. Ce? Nu pot să cred. Orice ar fi muști din pernă, îl muști pe Dani de mână, dar duci la un sfârșit proba. Să-i concentrezi, da? Hai că-s 3 minute, 3 minute. 3 minute, asta e tot. E capul meu! Da, concentrați-vă și vă niște lucruri. Da, e capul tău durerea. Și mai avem 7, 8 și 9 care... și gata. Nu mai poți să te gândești. Nu știu, ești tu cu durerea ta, în mintea ta, ai mușcat și ai trage și ai sparge și ai... Next level, Jessica! Și tu trebuie să-ți pui în cap că nu îi... Ultimul nivel. E ceva rău. Adică rău, e ca și cum te-ar strânge cineva de gât până la epuizare. Eu, iubire, tu știi cum o știu. Nu știi. Nu știi. 30 de secunde, mai avem 30 de nivelul ăsta. Cred că o să-mi jur pe gură, îmi pare rău, o să fie bip-bip, n-am ce să fac. Se obișnuiește. Relaxează-te. Mi-am pus un scaun în cap, m-am ascuns, nu știu ce s-a întâmplat, nu mai știu absolut nimic. Te pup, baftă. Îți venea să pleci, dar unde să pleci? Am luat scaun, la un moment dat ne-am pus scaunele în cap. Îți dai seama cum o să apărăm acolo? Ce? Tu urlai și... Eu urlu și târzem. Adică poate să fie fani, dar până la un punct. Adică cât să râzi, cât să râzi când vezi pe ăla că se chinuie. Adică e... este inuman. Dar fii atent că acum ai 8. Au, mami, te oprește din concurs. Ar fi păcat la nivelul 8-9. Doar au, mami, și pot să opresc totul acum și aici. Se termină minutul și trecem la ultimul nivel. Atenție! Asta trebuie să-l duci până la capăt. A trecut minutul. Last level, level 9. Asta este ultimul. Nivelul 9, când l-am auzit cum urlă, eu nu l-am auzit niciodată făcând așa la durere. 20 de secunde, Cătălin, dacă nu spui 20 de secunde, au mami, ai trecut proba. 5, 4, 3, 2, 1, 0! Bravo! O să aveți o fetiță! E viu? Dar el e ok că nu se audă nimic. E aici, e ok. Și cum îi simțeam pieptul și inima așa făcea bum, bum, bum. Bravo. De ce să așa de mult? Nu știu cum am făcut, nici nu vreau să mă văd. Știu numai că nu mai puteam, efectiv, eram... Da, dar e rezistant. Este timpul să-i spui. Cât ai investit tu în capacitatea lui de a trece peste durere cu ușurință? Eu am zis 799. Da, 799. Și cu ce ați câștigat ieri, dragii mei? Sunteți foarte sus în top. Am știut că poți, jur. Jur, am știut că o să reziști, efectiv. Am vrut să pun mai mult, am vrut să pun 1200. Acum regret. Panele și-a ieșit Cătălin din... sala de operații sau nu știu cum să-i zic. Cât de rău să fie? Deci că ieșise de sub duș, deci loarcă, cu niște ochi. De ce plângi, mă, de fericire? Cum mă uitam după copil, zic că ăsta sigur a născut, acum arată.